Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm conducerea mingii, fotbal. Tema se adresează clasei a 5-a, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple, specifice disciplinelor sportive studiate. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ, la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderență a evaluării continue formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv evaluare. Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cazul jocului sportiv la clasa a 5-a, anul 1 de instruire, se va urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive câte un procedeu specific de manevrare a mingii de deplasare cu obiectul de joc în relație cu partener și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. În clasa 5, anul 1 de instruire, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice jocului de fotbal, și anume lovirea mingii cu interiorul labei piciorului de pe loc și din deplasare, șutul la poartă de pe loc și din deplasare, preluarea mingii cu interiorul piciorului, conducerea mingii, repunerea mingii în joc de la margine, deposedarea adversarului de minge din față, procedee tehnice specifice portarului, sistemul de joc 1-3-2, marcajul și demarcajul, depășirea, cunoștințe privind regulile de joc hands, fault, repunere din lateral, variante de joc cu temă, informații cu caracter sportiv. Jocul sportiv fotbal. Denumirea provine din limba engleză football. Se joacă între două echipe de câte 11 jucători, dintre care unul este portar cu o minge sferică pe un teren dreptunghiular acoperit cu iarbă, cu câte o poartă la fiecare capăt. Scopul jocului este de a înscrie goluri introducând mingea în poarta adversarului. Lungimea terenului poate fi între 90 și 120 de metri, lățimea între 45 și 90 de metri. Liniile terenului sunt linia de margine și linia de poartă, care împreună formează colțul terenului, corner. Poarta are 7,32 m pe 2,44 m înălțime. Zona de gol este zona de protecție a portarului și anume careul de 6 metri. Zona de pedeapsă este careul de 16 metri și punctul de pedeapsă, penalti, este la 11 metri. În unitățile de învățământ, baza sportivă nu permite amplasarea unui teren de fotbal la dimensiunile prezentate. La competiția de fotbal fete și băieți din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, clasele 5-8, se poate folosi terenul de handbal. Terenul este un dreptunghi lungime de 40 de metri, lățime de 20 de metri, poarta are dimensiunile lungimea 3 metri, înălțimea 2 metri, echipa este alcătuită din 6 elevi, 5 plus un portar și lovitura de pedeapsă, penalti, se execută de la 7 metri. Elemente tehnice cu mingea. Preluarea, conducerea, protejarea, lovirea mingii cu piciorul, lovirea mingii cu capul, mișcarea înșelătoare, aruncarea mingii de la margine și deposedarea adversarului de minge.
Elemente tehnice fără minge, alergările, căderile, ridicările, săriturile, opririle, rostogolirile, mișcările înșelătoare și schimbările de direcție. Elemente tehnice ale portarului, poziția fundamentală, deplasarea în teren, prinderea, devierea, blocarea și repunerea mingii. Conducerea mingii. Este elementul prin care mingea, în urma unor împingeri și lovituri succesive și repetate cu una din părțile labei piciorului, este controlată, transportată și orientată de către elev în teren. Va trebui folosită cu mare atenție pentru a nu deveni un element care să contribuie la încetinirea jocului, la stimularea jocului individualist. Se realizează din alergare în diferite tempouri și în direcții mereu schimbate, determinate de intervenția adversarilor și coechipierilor, precum și de intențiile tactice personale a celui care conduce. Este importantă mai ales în zona porții adverse atunci când elevul are în față un spațiu liber în care poate avansa pentru ca ulterior să șuteze la poartă sau să paseze. Din punct de vedere tactic, se folosește în scopul schimbării direcției de atac și sau pentru depășirea adversarului. Conducerea mingii, procedee metodice. Cu un picior, alternativ cu ambele picioare, cu interiorul labei piciorului, cu exteriorul labei piciorului, cu șiretul plin. Conducerea mingii cu interiorul labei piciorului. 1. În momentul contactului cu mingea, vârful piciorului care efectuează conducerea este orientat spre exterior, glezna semi-relaxată, genunchiul flexat. Corpul este ușor aplecat și răsucit în direcția piciorului de sprijin, poziția brațelor fiind cea naturală din alergare. Vârful orientat spre exterior. Conducerea mingii cu exteriorul labei piciorului. 2. Este procedeul tehnic cel mai des utilizat la conducerea mingii în viteză. La contactul cu mingea, piciorul are vârful orientat în interior, cu laba piciorului orientată oblic pe sol, glezna semi-relaxată, genunchiul ușor flexat. Corpul și brațele sunt în poziție naturală, privirea elevului fiind orientată spre teren și spre minge. Vârful orientat spre interior. Conducerea mingii cu șiretul plin. Laba piciorului care efectuează conducerea este contractată și orientată cu vârful spre sol, mingea fiind împinsă prin lovituri de sus în jos. Suprafața de contact o constituie porțiunea anterioară a labei piciorului. Corpul și brațele au o poziție naturală specifică alergării, iar privirea urmărește în primul rând terenul de joc, vârful orientat spre sol. Indicații metodice. Iată câteva aspecte foarte importante. Deplasarea elevului se face cu viteze diferite. În timpul conducerii mingii se pot intercala opriri și porniri bruște, schimbări de direcție și a ritmului de execuție. Distanța la care elevul conduce mingea față de corp. Dacă își îndepărtează prea mult mingea de corp, cresc șansele ca aceasta să fie interceptată de un adversar. Capacitatea elevului care conduce mingea de a schimba rapid direcția de deplasare, uneori chiar și cu 180 de grade, adică în direcția opusă. De exemplu, dacă este atacat de un adversar, nu are cui pasa și trebuie să se întoarcă cu mingea la picior. Atunci când se anticipează intrarea în contact cu un elev advers care intenționează deposedarea, conducerea mingii este însoțită și de mișcări înșelătoare ale corpului în scopul realizării unor depășiri și pătrunderi. Metodica învățării. Conducerea mingii în linie dreaptă, lovind mingea cu interiorul, exteriorul, șiretul plin, piciorul îndemânatic, pe distanța de 10-15 metri, aceleași exerciții cu cel al picior. Conducerea șerpuită printre copete, piciorul îndemânatic lovind mingea cu interiorul, exteriorul, șiretul plin. Aceleași exerciții folosind celălalt picior. Conducerea șerpuită printre copete, lovind mingea alternativ cu ambele picioare, folosind cele trei procedee tehnice. Câte doi elevi, unul care conduce mingea, celălalt va sta în lateral și, la un moment dat, va striga stop. Dacă la semnal elevul se va opri în cel mai scurt timp, înseamnă că mingea este suficient de aproape de picior. După 5 execuții, rolurile se vor inversa. Suveică, conducerea mingii folosind ambele picioare cu interiorul, exteriorul și retul plin. 4-5 elevi, fiecare cu o minge, conducerea mingii într-un spațiu delimitat. Se va evita atingerea celorlalți colegi și sau scăparea mingii de sub control. Ștafetă, elevii sunt organizați în 3-4 șiruri, fiecare șir cu o minge. Primul elev din fiecare echipă va pleca la semnal sonor, conducând mingea printre 5 copete, așezate la o distanță de 3 metri, 15 metri dus-întors. Se vor folosi diferite procedee tehnice exersate anterior, conducerea mingii cu un picior la dus, cu celălalt picior la întors, cu ambele picioare, folosind interiorul, exteriorul și retul plin, etc.
Greșeli frecvente. Insuficientă orientare a vârfului piciorului care execută conducerea mingii spre exterior, spre interior sau în jos. Gleznă încordată. Elevul privește doar mingea. Poziție neadecvată a centrului de greutate. Conducere fragmentată a mingii dată de o ușoară reducere a vitezei în momentul contactului cu mingea. Lovirea prea puternică cu îndepărtarea mingii. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.